Bună ziua, dragii mei! Astăzi facem biluțe din biscuiți îmbrăcate în ciocolată, în zahăr pudră, în fistic, cacao, nucă, nucă de cocos și bomboane colorate. Acum să vedem modul de preparare și ingredientele. Și o să avem nevoie de 100 de grame de biscuiți. Eu am folosit biscuiți făcuți în casă. Rețeta o găsiți pe canalul meu de YouTube. 100 de grame de bomboane gumoase marshmallow. 100 de grame de unt. 100 de grame de nuci. 100 de rom, 100 de rom și un sirop de căpșuni. O să punem într-o grăticioară untul la topit. Acest timp că untul se topește, o să măcinăm nucile. Și le punem într-un vas. O să măcinăm și biscuiții. Untul s-a topit. O să adăugăm bomboanele gumoase marshmallow și o să punem din nou pe foc ca să se topească. Amestecând ușor. Odată ce untul cu bomboanele s-au topit, adăugăm nuca, amestecăm, adăugăm și biscuiții. Și romul. Dacă vrem să facem cu două gusturi, o să împărțim compoziția în două și într-o parte o să punem rom și într-o parte o să punem sirop de căpșun sau de vișine. Lăsăm aluatul la răcit. După ce s-a răcit, îl tăiem bucățele și o să facem biluțe. Eu am făcut un aluat cu rom și un aluat cu sirop de căpșuni. Acum o să luăm câte o biluță. Am topit puțină ciocolată. Și o să dăm biluța prin ciocolată. O să eliminăm surplusul și o să o așezăm pe o foaie de hârtie de copt. O să procedăm așa și cu celelalte. O parte le dăm prin ciocolată. Presurăm deasupra fistic, nucă măcinată. Cu
Acum am spus o parte, le dăm prin ciocolată. Presurăm deasupra nucă de cocos, bombonele colorate sau putem pune chiar și o jumătate de nucă. Le putem da și prin zahăr pudră, prin fistic. Prin nucă. Prin cacao. Prin ciocolată. Punem fistic deasupra. Sau bombonele colorate. Le dăm și prin bomboane colorate. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare și că mă urmăriți. Vă urez o zi frumoasă în continuare și multă, multă sănătate. La revedere și ne vedem cu următoarea rețetă.